Situația tot mai grea la ACS Poli Timișoara. Faptul că la club a fost un adevărat dezastru managerial se tot confirmă. După ce a ajuns în Liga 3-a, e în insolvență cu datorii foarte mari. Clubul s-a mai ales și cu amendă de la Consiliul Național pentru combaterea discriminării, ca urmare a unei decizii deloc inspirate a celor ce au condus echipa. Amenda a fost aplicată echipei ce deține palmaresul istoric al lui Poli din cauza tratamentului la care a fost supus fostul jucător Denis Haruț în iarnă, deoarece fotbalistul nu a acceptat să-i fie micșorat salariul. Managerul Vivi Răchită, în timpul mandatului administratorului special Radu Birlică, l-a trimis pe Haruț să se antreneze separat în condiții improprii, drept răzbunare. Fotbalistul s-a adresat comisiilor FRF și a fost declarat liber de contract, iar acum a venit și amenda. CNCD a sancționat clubul cu 10.000 de lei. În prezent, ACS Poli Timișoara se antrenează pentru Liga a 3-a.